Emil Moț, candidatul PSD la primăria Slatina, a votat la ora 11 la școala Constantin Brâncoveanu. Tânărul i-a salutat bucuros pe oamenii care s-au oprit în fața școlii să-i ureze succes în competiția electorală. A intrat relaxat în cabina de vot, iar la final a schimbat câteva cuvinte cu membrii secției de votare și cu oamenii care l-au așteptat la ieșire. Am votat pentru viitor, am votat pentru Slatina, am votat pentru oameni din Slatina. Am votat pentru ca orașul nostru să-și continue drumul spre un oraș european. Am votat pentru noi locuri de muncă, am votat pentru siguranța cetățeanului. Am votat pentru viitorul nostru și al copiilor noștri. Alături de Emil Moț au fost soția, dar și o parte dintre consilierii săi. Am votat pentru un primar în care cred, pentru o echipă de consilieri atât municipal cât și județeni în care cred, o echipă valoroasă, care cred că va schimba în totalitate județul Olt și orașul Slatina. Nu pot să le spun slătinelor decât să aibă încredere că echipa care vine va fi o echipă serioasă care le va îndeplini foarte multe din cerințele lor. Am votat pentru o echipă de oameni tineri, pentru continuitatea dezvoltării acestui oraș și pentru copiii noștri.